Salutare bă băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi am zis să fac loadout-ul perfect până în suma de $200, €200. Am ales un cuțit care face aproximativ 140 și ceva de dolari, iar până în suma de $200 am ales niște skin-uri pentru fiecare armă. Pentru AK-47 am ales Blue Laminate, iar în condiția Factory New ajunge pe la prețul de 3,90€. Mi se pare skin-ul perfect, deoarece puteți să găsiți pe majoritatea skin-urilor Blue Laminate AK-uri pline cu sticker sau name tag-uri pe ele și mi se pare o combinație foarte genială. Dar pe OG am ales skin-ul Chameleon, în Factory New ajunge pe la prețul de 2,30€ și este skin-ul pe care l-am și eu pe OG. Mi se pare un skin foarte genial și vi-l recomand și vouă. Pe AVP am ales Phobos, iar Factory New din nou este 3,30€. Este skin-ul perfect pentru un buget mai micuț și este skin-ul perfect pentru acest buget, pentru că, na, așa aveți un cuțit de peste 100€, ceea ce este super awesome. Pe CZ75 Auto am ales skin-ul Red Astor, sper că nu l-am pronunțat greșit, iar în field tested ajunge pe la prețul de 37 de cenți. Puteți să căutați unul și în minimal wear. Pe Desert Eagle, adică pe Deagle, am găsit skin-ul perfect, iar acesta este directiv în field tested, care ajunge pe la prețul de 40 de cenți. Mi se pare super genial. Dar pe Dual Berettas am ales Urban Shock în Factory New, care ajunge pe la prețul de 72 de cenți. Sunt niște skin-uri super geniale și vi le recomand și vouă. Pe Famas am ales skin-ul Survivor Z, iar în Factory New ajunge la prețul uimitor de 27 de cenți. Nice! Spun uimitor pentru că costă doar 27 de cenți pentru un skin atât de genial și frumos. Pe automata de la Tero, adică pe G3SG1, am ales skin-ul Stinger, habar n-am cum se pronunță, în Factory New ajunge pe la prețul de 61 de cenți. Acest skin îl am și eu și este un skin super, super genial. Pe Galil am ales skin-ul Stone Cold, în minima lor este 82 de cenți și este chiar foarte fain. Pe Glock am ales skin-ul Brass, habar n-am cum se pronunță, în field tested ajunge la prețul de 1,96€. Mamă, zici că am făcut reclamă la vreun magazin. Ok. Dar da, acest skin mi se pare super ok. Pe M249 sau M249 am ales skin-ul Spectre în Factory New, care este 15 cenți. Acest skin îl dețin și eu, pentru că mi se pare cel mai frumos skin pe această armă. Dar să nu uităm de M41S, n-am ales un M44, am ales un M41S Guardian, care în Factory New este 7,49€. Este o investiție foarte bună pentru un M41 și este super, super genial acest skin. Vi-l recomand și vouă, l-am avut chiar și eu. Pe Mac 10, adică pe Mac 10, am ales Nuclear Garden în Factory New. Și eu am acest skin, iar prețul lui este de 1,07€, adică 1,07€. Pe Mac 7 am ales din nou skin-ul meu, care este Bulldozer în Minimal Wear, iar el ajunge la prețul de 3,52€. Chiar vă recomand acest skin pentru că este foarte superb. Pe MP7 am ales un skin foarte superb, care este Cyrus Factory New, iar el este aproximativ 78 de cenți. Pe MP9 am ales skin-ul pe care vreau să mi-l cumpăr și eu, iar acesta este Bulldozer. În field tested ajunge pe la prețul de 4,28€. Se potrivește perfect cu skin-ul de pe Mac 7. Pe Negev am ales un skin foarte, foarte genial, care este Power Loader, iar în Factory New este la prețul de 2,26€. Pe Nova am ales din nou skin-ul meu, care este Hyper Beast field tested, iar acest skin costă undeva la 2,55€. Pe P250 am ales un skin foarte decent, care se numește Whiteout. În varianta field tested ajunge pe la prețul de 1,30€. Pe P90 am ales skin-ul meu favorit, iar acesta se numește Grim, iar el în Factory New ajunge la prețul de 92 de cenți. Super genial! Pe PP Bison am ales skin-ul Osiris. În Factory New ajunge la prețul de doar 58 de cenți. Pe Scar am ales skin-ul meu preferat, iar acest skin este Emerald. În Factory New ajunge la prețul de 3,34€ aproximativ. Acest skin este singurul skin pe Scar pe care vi l-aș recomanda. Este super ok. Pe SG553 am ales skin-ul Cyrex. Cu toții îl știți, iar acesta costă în field tested 2,07€. Chiar este super ok. Pe SSG am ales skin-ul perfect, iar acesta este Detour în varianta field tested, care costă undeva la 2,24€. Pe Tecno am ales un skin foarte genial, care are o combinație de culori super perfecte după părerea mea,
lumea, iar acesta este fuel injector minimalware. El ajunge pe la prețul de 4,11 €. Pe UMP45 am ales skinul Riot. În Factory nu ajunge pe la prețul de 42 de cenți, iar acesta este cel mai ieftin skin pe care vi l-aș recomanda. Pe Saved Off am ales unul dintre cele mai frumoase skinuri, iar acesta este Limelight în varianta Factory New, bineînțeles, care este 1,54 € aproximativ. Pe USP am ales un skin de care cred că am și uitat. Acest skin este Cayman, iar în field tested ajunge pe la prețul de 3,59 €. În plus, acest skin chiar nu este atât de comun. Iar ultimul skin este pe XM1014. De fiecare dată îl încurc și îi spun 2014, dar de data asta am zis bine. Wow! Iar acest skin este Black Tie. În varianta Factory New, bineînțeles, cum am și eu, este 1,13 €. Mi se pare cel mai frumos skin pe XM. Dar să nu uităm de minunatul skin pe cuțit. Și ce fel de cuțit am ales oare? Pe cuțit am ales un skin care este foarte, foarte genial, iar acesta este Flip Knife Doppler Factory New. El ajunge la prețul aproximativ de $241, iar acest skin este singurul și pe care vi l-aș recomanda să vi-l cumpărați dacă ați avea un buget mai mic. Iar acest cuțit este skinul perfect cu care ai putea să începi să faci trade-uri, dacă te interesează acest lucru. Dar cred că v-am spus toate skinurile pe fiecare armă din acest loadout. Nu uita să-mi recomandați ce loadout ați vrea să mai fac în continuare sau ce fel de videoclip ați vrea să mai fac în continuare. Dar cel mai important, nu uitați să intrați în grupul nostru de Steam, pe care bineînțeles o să-l găsiți în descrierea fiecărui videoclip. Iar desigur, acest grup este special făcut pentru noi, pentru a discuta sau a comunica mai ușor. Dar până data viitoare, bă băieți, eu vă urez o zi foarte frumoasă. Eu am fost Antidot. Bye bye. Nu se neagă în apă.